Concursul a strâns zeci de participanți, dar și iubitori de câini din toată țara. Animalele au intrat în concurs pe diferite clase de grupă și au primit calificative de la satisfăcător până la foarte promițător. Arbitrii au ținut cont de atitudinea animalelor și de ținută. Câteva ore bune, ciobăneștii au defilat în fața publicului și la sfârșit au primit diplome, cupe și, evident, pungi cu mâncare. Campion european, locul 4 mondial, în țară are multe titluri. Face 8 ani pe 4 iulie, de ziua Americii. Cele mai așteptate momente ale competiției au fost festivitatea de premiere, dar și cea de retragere din activitatea competițională a trei ciobănești germani.